Bună, dragilor, și bine ați venit la Tarot zilnic pe Zodii. Hai să vedem care sunt energiile pentru fiecare dintre noi, dar începem cu sfatul zilnic. Să vedem aici. Și avem așa, fii imun la opiniile celorlalți. Din seria, nu interpreta nimic la modul personal. Foarte frumos mesajul. Poate, da, e cazul să luăm lucrurile încet, să nu băgăm în seamă foarte mult ce opinia celorlalți, ceilalți, că de multe ori pot fi total diferite față de situația în care noi ne aflăm. Da? Deci eu v-am mai zis că dacă ne luăm după ce spune lumea, niciodată nu-i bine ceea ce facem. Așa că mai bine facem noi ceea ce simțim, că oricum lumea vorbește, că da, mai era o vorbă că, nu știu, gura lumii nu se astupă cu nimic sau ceva de genul acesta. Dacă vă amintiți vorba, chiar vă rog să-mi scrieți în comentarii, că nu, chiar nu mi-aduc aminte acum. Și mesajul spune așa, ceea ce spun sau fac ceilalți este o proiecție a realității lor personale, a visului lor. Exact. Că fiecare trăiește în visul lui, fiecare trăiește în realitatea sa. Mai spune că atunci când ești imun la opiniile și acțiunile lor, tu nu ai cum să devii victima unei suferințe inutile. Așa este, dragilor, că fiecare e pe pătrățica lui, fiecare e în realitatea lui și atunci e bine fiecare să ne menținem așa pe pătrățica noastră. Până la urmă, așa și evităm discuțiile, așa evităm și certurile și așa mai departe. Dar pisica, să știți că miaună și își ascute ghearele de canapea. Deci pur și simplu face doar ceea ce simte, ceea ce vrea. Deci poate e cazul să învățăm și noi acest lucru, să facem doar ce simțim, doar ceea ce vrem, că până la urmă realitatea e în mintea noastră. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, puteți să căutați în descriere timpii pentru semnele zodiacale pe care vreți să le vizionați. Vă reamintesc că e bine să ascultați și semnul zodiacal în care aveți luna, ascendent, nodul nord, pentru o mai mare acuratețe a detaliilor și neapărat semnul zodiacal în care aveți multe planete pe astrograma natală, pentru că etalările sunt făcute pe semnul general zodiacal, da, de exemplu pentru berbec, da, e făcută pentru semnul zodiacal berbec, pentru energia berbecului, da, dacă o persoană e din zodia pești, ca să zic, și are vreo 3 planete, 4 un berbec, dintre care un Marte în berbec care e foarte puternic acolo, atunci deja acea persoană poate să asculte și de la berbec că are cu siguranță niște energii în comun. Bun, dragilor, gata. Și acum chiar puteți să căutați în descriere timpii pentru semnele zodiacale pe care vreți să le vizionați. Să vedem pentru dragii mei berbeci care sunt energiile, ce se întâmplă, ce se arată. Știu că azi e lună plină, dar am făcut o filmare separată în acest sens. Și aveți așa situația 8 de cupe, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală 7 de spade. Ok, dragilor, văd aici că ceva v-a dezamăgit, ceva v-a pus la pământ și lăsați în urmă, mergeți tot înainte. Văd că vă îndreptați către noi tărâmuri, vă îndreptați către ceva nou din viața voastră. Ceva aici, ori nu ați reușit să rezolvați, ceva legat de prieteni, ceva legat de zona locului de muncă. Și văd aici că iarăși e posibil să lăsați ceva în spate pentru că v-a dezamăgit, da? Deci să lăsați pur și simplu deoparte. Și hai să vedem ce anume se întâmplă, judecată, ori o împăcare, ori o senzație așa de reînviere la viață pentru unii berbecuți. Sunt energii foarte bune aici care apar în viața voastră, dragilor. Și de asemenea mai văd o veste pe care e posibil să o primiți, o veste de care vor mai ști și ceilalți, e ca o știre așa care apare peste noapte și care, ia să vedem, care vă stârnește curiozitatea. Da? Și asta e interesant, e frumos, dar în același timp vă face așa să stați și în gardă, și ușor în gardă. Interesant, dragilor, mergem mai departe, rezultatul final, turnul. Da, și posibil ca în urma acestei vești de aici să se cam zdruncine, să se cam zgâlție o situație, o relație anume din viața voastră, ceva se zdruncine destul de tare, dragilor, și tind să cred că e vorba de o colaborare sau de o relație din viața voastră, parcă ceva vedeți cu alți ochi începând cu această zi și asta e bine, dacă poate pur și simplu erau lucruri aici care nu vă avantajau, lucruri care nu vă puneau într-o lumină bună în fața celorlalți.
sau nu neapărat în fața celorlalți, cât e vorba de voi, că vă țineau în loc, erau lucruri care nu vă mai împlineau pur și simplu. Da, pisica mea una, nu știu, e agitată la semnul vostru, ia să vedem, poate vine pe masă. Nu vine. Da, dragilor, deci aveți doar cane majore, simțiți aceste energii așa câteva zile. A venit până la urmă, da, să vă salute. Deci vă mai absorbe din energiile negative și cu siguranță lucrurile vor fi cât se poate de benefice pentru voi. Uitați că reușiți să și clarificați ceva anume cu o persoană mai rece, mai detașată, o persoană mai dificilă așa din viața voastră. Dragii mei tauri, ce faceți? Cum sunteți? Hai să vedem care sunt energiile pentru voi. Mesajele și aveți așa turnul. Ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, valetul de spade. Pentru voi, dragii mei tauri, se pare că ați aflat ceva la un drum, da? Sau ați cunoscut ceva dintr-un alt unghi de vedere. Sau ați aflat niște lucruri și se pare că v-au zdruncinat destul de mult, ori convingerile de viață, ori o situație anume din viața voastră a fost destul de zdruncinată de aceste lucruri pe care le-ați aflat sau pe care le aflați și au legătură cu un drum și cu un nou început. Hai să mai vedem aici și discutăm despre niște prieteni sau despre un trio, ceva de genul acesta, poate chiar locul de muncă și aflați o veste destul de zdruncinătoare de acolo. Interesant. Și hai să vedem ce anume se întâmplă, șapte de spade. Posibil pentru unii tauri să percepeți această zdruncinătură de aici ca pe o mică mare dezamăgire pentru unii tauri. Pentru alții chiar discutăm despre faptul că poate fi vorba că sunteți dezamăgiți de ceva legat de zona prietenilor, de un trio sau poate chiar ceva ce se întâmplă la locul de muncă. De asemenea, văd aici că e posibil să fie vorba de o energie din trecut, care revine acum și atunci e posibil să vă zdruncine nițel. Și hai să vedem rezultatul final, puterea, dragii mei tauri, deci sunt energii puternice aici, discutăm despre faptul că e o perioadă deja în care sunteți provocați să aveți multă răbdare, e o perioadă în care sunteți provocați să luați atitudine într-o situație anume, dar cumva să apelați foarte mult la zona voastră mentală. Asta e interesant. Hai să mai vedem aici. Și aveți șase de bâte. Deci până la urmă e cu victorie, dragii mei tauri, pentru voi. Vreau și acest șapte de spade. 10 de cupe. Poate are legătură cu cu familia sau cu persoane dragi vouă. Acum e posibil să faceți anumite demersuri și să vă gândiți foarte mult la voi și la stabilitatea voastră, la succesul vostru, la tot ceea ce ține de împlinirea voastră. Și hai să vedem și acest turn, 5 de spade. Bun. Și cu 8 de bâte. Da, posibil anumite vorbe care se spun, cineva care face abuz de poziția în care se află, da, posibil de aici să vină această zdruncinătură pentru unii dintre voi. Interesant, dragii mei tauri, ce să vă zic, că e o zi sau mai bine spus un zile cu transformări benefice pentru voi, pentru a reuși să scăpați de aici de ce vă îngreuna. Dragii mei gemeni, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația, turnul, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, cumpătarea sau echilibrul. Dragii mei gemeni, sunt multe arcane majore aici, semn că e ceva foarte profund și important, posibil să se strice un echilibru din viața voastră, ceva să se zdruncine aici, poate tot a sturat așa, când într-o cupă, când în alta, când într-o cupă, când în alta. Și e interesant aici că ceva bubuie, ceva se zdruncină destul de tare. Hai să vedem despre ce e vorba. Poate are legătură cu un cadou sau cu niște bani, da? Cu niște bani pe care îi primiți sau pe care îi dați. Și atunci de aici vine această zdruncinătură. Și văd iarăși o victorie pentru voi. Acum, dragilor, pentru alții poate fi vorba de faptul că încercați să găsiți un echilibru pe total neașteptate într-o situație anume din viața voastră. Cumva parcă e nevoie să și lăsați ceva în urmă, cumva ceea ce se dărâmă aici, da, e ca și cum în sfârșit parcă ori se dau niște măști jos de pe față pentru alți gemeni, posibil și acest lucru.
Și atunci să încercați să echilibrați. Hai să vedem ce anume se întâmplă. Moartea. Da, discutăm aici despre o transformare profundă, dragii mei gemeni, despre un final definitiv din viața voastră. Dar eu nu simt neapărat că e ceva negativ, dar e ca și cum vă eliberați de ceva, da? În sfârșit vă eliberați de ceva și parcă pur și simplu e ca și cum ați sparge geamul ca să intre lumina, da? Sau spargeți geamul ca să ieșiți voi de acolo. Ceva de genul acesta. Deci e ceva aici foarte profund pentru voi. Bineînțeles, pentru alții chiar discutăm de evenimente zdruncinătoare din viața voastră. Rezultatul final, asul de bâte. Deci până la urmă vine o idee bună sau vine o veste bună către voi. Și poate e nevoie să se termine aici anumite lucruri în care nu mai credeați, anumite lucruri care nu erau foarte bine aspectate pentru voi. E multă pasiune aici la voi, totuși e ca și cum se renaște ceva de sub aceste ruine. Poate e ceva care vă ținea în loc, ceva care oricum nu era construit pe o bază stabilă și de care oricum voia să scăpați pentru alți gemeni. Pentru că e și echilibrul aici și mă gândesc că lucrurile nu sunt chiar atât de zbuciumate și atât de zdruncinătoare pentru voi. Și e un drum pe care îl faceți, o schimbare, o mutare mai departe și o veste foarte bună de care vor mai ști și ceilalți. E ca și cum în sfârșit culegeți roadele la ceva ce ați investit voi. Dragii mei răcușori, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată și s-au întors câteva cărți. Luna și cumpătarea, ok. Hai să vedem ce anume se întâmplă, rezultatul final. Și energia generală 6 de spade. Pentru dragii mei răcușori, văd un drum aici pe care îl faceți ori la o vreme de seară, ori un drum mai ascuns. Pentru, au, da, asta a fost pisica care m-a zgâriat. Ce să fac, o deranjăm aici cu cărțile, o să le dau mai jos ca să nu mai deranjez. Așa, deci faceți un drum, dragilor, ori la o vreme de seară, ori faceți o vreme așa, faceți un drum așa mai ascuns, pentru a vă împăca cu cineva sau pentru a încerca să faceți pace, pentru a încerca să echilibrați o situație pentru alții dintre voi, dar sunt energii foarte puternice aici sau poate pentru a vă echilibra pe voi. Și ce anume se întâmplă este doi de monede, semn că reușiți aici să echilibrați ceva până la urmă, dar e nevoie de multă diplomație din partea voastră și e nevoie iarăși să dați dovadă de multă jovialitate, de multă îngăduință și multă răbdare, iarăși e nevoie să dați dovadă. Și rezultatul final, 4 de monede. Ca și rezultat final văd aici că totuși țineți cu dinții de o poziție, de o situație anume în care sunteți și țineți destul de mult, aș spune eu, cu toate că pe de o parte e ca o povară, dar în continuare nu sunteți sau nu vreți pur și simplu să renunțați. Văd aici iarăși niște lucruri pe care le cunoașteți și posibil din acest motiv să nu vreți să renunțați, deci să fie vorba de niște secrete acolo ascunse. Dragii mei lei, ce faceți, dragii mei lei? Și aveți așa situația, diavolul, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, cavalerul de cupe. Dragii mei lei, se pare că vă tentează foarte tare o ofertă aici sau o persoană, o invitație. Cineva este foarte tentat sau tentată, poate voi sunteți tentați să faceți ceva anume, ceva ce are legătură cu zona voastră emoțională, poate e de dragoste pentru unii, pentru alții discutăm pur și simplu, da, vă satisface așa anumite pofte emoționale și au legătură și cu niște dependențe. Ia vedeți voi să nu care cumva să fie de fapt o nevoie de atenție, o nevoie de apreciere și această nevoie posibil să o găsiți în voi. Nu uitați cardul, da? Fii imun la opiniile celorlalți. E adevărat, avem nevoie de iubire și de apreciere de la ceilalți, dar acum acele aprecieri nu știu dacă sunt foarte reale, da? Poate cineva nu o face cu ochi buni sau poate cineva are o viziune asupra realității total diferită de a voastră. Și atunci acea părere nu neapărat că vine dintr-o răutate, dar pur și simplu nu vă ajută pe voi și din contra vă încurcă. Și hai să vedem, dragilor, următoarea carte, ce anume se întâmplă, regele de cupe. Văd aici că posibil să aveți de-a face cu un bărbat, un bărbat foarte blând, iubitor, un bărbat care este foarte spiritual și e un bărbat care pur și simplu
lucrează cu oamenii sau un bărbat care vindecă, un bărbat care ajută. Bineînțeles, poate fi vorba și despre voi, da, dacă ești vă regăsit în descriere. Dacă nu, e un astfel de personaj care vă ajută în această zi, cel puțin. E un personaj cu care ori petreceți, ori o persoană care ori își petrece ziua de naștere, ceva de genul acesta pentru alții dintre voi. Și hai să vedem rezultat, sau vă invită undeva și rezultatul final este valetul de monede aici. Ori aveți de oferit ceva, ori vi se oferă ceva, da, din punct de vedere material, și de asemenea văd că aveți lucruri de învățat, dragilor, în această zi, total neașteptate și posibil să apară chiar noutăți la locul de muncă sau noi oportunități de a face bani, dar cumva aceste oportunități de a face bani au legătură cu oamenii sau cumva au o vizibilitate publică foarte, foarte mare pentru unii lei. Dragi fecioare, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Da. Pisica se tot întinde pe aici, mă și zgâria mai devreme. Aveți așa situația, diavolul, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, judecata. Dragii mei, aici la voi văd evenimente foarte zdruncinătoare care se întâmplă și o veste pe care o primiți, o veste destul de profundă, destul de neașteptată, aș spune eu, și văd aici că aveți de-a face pentru unii dintre voi cu niște lucruri foarte ascunse, cu niște frici, parcă primiți o veste, dar e de la nivel înalt sau e o știre ceva care vă sperie destul de tare pentru unii dintre voi. Pentru alții discutăm de faptul că un anume eveniment care se întâmplă, posibil să stârnească în voi acolo tot felul de manifestări, poate chiar ideea aceasta de manipulare sau să vă simțiți manipulați pentru alții dintre voi. Văd că are legătură cu un proiect, da, sau cu o femeie din viața voastră, ori o femeie cu copil. Interesant, hai să vedem exact ce se întâmplă. Aveți soarele. Totuși e ceva care vă pune pe voi într-o lumină bună, dar după o perioadă în care lucrurile s-au transformat profund în viața voastră. E un succes aici pentru voi și tare tind să cred că vă simțiți foarte bine aici în lumina acestui soare, vă simțiți foarte bine în această poziție și rezultatul final este 10 de monede și poate are legătură și cu un grup de oameni pentru unii dintre voi, chiar un grup de oameni care este foarte apropiat sufletului vostru, poate un grup de oameni cu care învățați ceva, poate un grup de oameni cu care munciți pentru alții dintre voi. Dar e bine, da? Inițial v-am spus aici cu diavolul, e posibil să vă entuziasmați prea tare sau poate chiar pur și simplu să profitați de această veste, da? Pentru a vă propulsa pe voi într-o poziție mai bună și nu-i nimic greșit în asta. Dragi balanțe, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația îndrăgostiții și cu 8 de cupe, ce anume se întâmplă și rezultatul final și energia generală, cumpătarea. Dragii mei, pentru voi cred că reușiți să echilibrați ceva, luați o decizie, o decizie importantă și anume să lăsați ceva în spate. Ori aveți anumite activități de făcut și le lăsați deoparte, ori chiar lăsați la propriu în spate o persoană, o situație, o relație din viața voastră. Ce mai văd aici este un 7 de spade, posibil să defavorizați pe cineva, posibil să vă gândiți în primul rând la voi atunci când faceți această alegere și asta e interesant. Rezultatul final este puterea în cazul vostru, deci posibil să fiți puși într-o situație în care e nevoie să vă demonstrați așa o forță interioară aparte. Hai să vedem ce e cu acest 7 de spade. Da, posibil să fie vorba de un nou sentiment după care mergeți sau despre o nouă persoană care apare sau despre despre o veste, despre o idee foarte, foarte importantă.
Și poate are legătură cu depărtarea, poate are legătură cu ceva care este la distanță, dragilor. Dar oricum ar fi, e ceva foarte profund aici pentru voi. Totuși aveți trei arcane majore, aveți îndrăgostiții, puterea și cu cumpătarea. Per total domină aceste energii și să știți că sunt pozitive, da? Îmi vorbesc de multă pasiune și de ideea aceasta de împăcare, de a echilibra lucrurile și ceva de genul acesta. E o decizie importantă, o decizie care este destinată, da, să mergeți, da, pe ea. Interesant, dragilor. Ce să vă spun, sunt energii bune, da? Deci chiar dacă se zdrunci în înțel pe aici și lăsați ceva în urmă, e bine pentru că nu era ceva benefic pentru voi și oricum v-ați dat seama că voi singuri o să alegeți ca să lăsați în urmă ceva anume. Și asta e bine. Dragii mei scorpioni, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată, care sunt energiile. Și aveți așa situația 9 de monede, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală 7 de cupe. Dragii mei scorpioni, da, încercăm să nu deranjăm pisica pentru că la rac m-a zgâriat. Da. Pentru voi se pare că e o zi în care visați așa frumos, e o zi în care stați foarte bine, cel puțin din punct de vedere financiar, sau e o zi în care parcă aveți de toate. Posibil să primiți niște bani sau posibil să vă bucurați foarte mult de această stare de împlinire, de această stare de bogăție pentru unii scorpioni. Și ce anume se întâmplă este 3 de monede, dragilor, deci o situație din viața voastră care are legătură cu zona prietenilor sau cu zona locului de muncă. Posibil acolo să fie o energie bună, de asemenea văd că e posibil să vă fi împrietenit cu o persoană sau să aveți în preajmă o persoană mai în vârstă sau mai matură pentru unii scorpioni. E o persoană care este foarte bine aspectată pe zona aceasta voastră de prieteni sau de colegi de muncă. Și rezultatul final este un 7 de spade, deci posibil ceva să vă dezamăgească aici, posibil să fie vorba de faptul că voi v-ați făcut niște iluzii pentru unii scorpioni și atunci să rămâneți ușor dezamăgiți. Poate cineva v-a spus, mă rog, v-a spus anumite lucruri, dar poate nu ați ascultat sau poate nu ați văzut dincolo de acea cortină. Și e adevărat că e posibil să intrați într-un mic, mare blocaj, dar e un blocaj care presupune să vă schimbați lucrurile la 180 de grade, cumva să vedeți lucrurile dintr-un alt unghi față de cum le-ați văzut până acum și asta e bine. Deci, per total, lucrurile sunt foarte bune la voi. Sunt energii din viața de zi cu zi, dragilor, nu sunt arcane majore pe aici, deci lucrurile sunt foarte, foarte bune, da? Trec foarte rapid. Sunt energii așa destul de trecătoare. Dragii mei săgetători, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația asul de monede, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală 10 de monede. Pentru dragii mei săgetători, să știți că e o zi în care dacă așteptați bani, cu siguranță vin spre voi. E o împlinire din aceasta din punct de vedere financiar care este destul de bine aspectată aici. Ce mai văd este că e posibil să primiți o veste de pe zona familiei sau o veste care are legătură cu niște bani sau poate noi activități de a face bani. Și ce anume se întâmplă este magicianul, dragilor, deci posibil să vă vină acel element care vă lipsea, acea veste, acea îndemânare, ceva care pur și simplu vă ajută să faceți doar ceea ce vă doriți și vă entuziasmează fantastic. Aveți grijă să nu vă aruncați cu capul înainte, că e posibil să aveți și această tendință în această zi, iarăși. Și rezultatul final este un 4 de bâte. Ori o celebrare, o petrecere la care mergeți aici, poate e în familie, poate e într-un grup de oameni. Văd de asemenea că e posibil să oferiți niște bani, iarăși, în această zi. Posibil să vă gândiți foarte mult la voi, poate chiar la voi, la copii sau chiar să vă simțiți pentru alți săgetători, dacă aveți copii, posibil să vă simțiți ușor neîndreptățiți de copii, ceva legat de o petrecere și vă văd aici totuși puțin stresați, dar în general lucrurile sunt foarte, foarte bune, dragii mei săgetători, aveți două cărți de noi începuturi,
E absolut fantastic ce se întâmplă aici la voi. Sunt niște energii foarte puternice și foarte frumoase și e ca o zi așa de sărbătoare pentru voi. E ca și cum sărbătoriți ceva anume. E o zi în care vă bucurați foarte mult de viață și asta este foarte, foarte benefic. Dragii mei capricorni, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația, soarele, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală împărăteasa. Dragii mei capricorni, se pare că pentru voi e bine, da? Luna plină vă priește. Văd aici că e posibil să ajungă la un final, ceva ce ați început voi pe undeva prin ianuarie, cred, și are legătură ori cu o femeie, ori cu un proiect, cu un copil, ceva de genul acesta. Și văd că răsare soarele pentru voi, e cu bine. Pentru alți capricorni, posibil să aveți de-a face cu o persoană din viața voastră, o femeie, o prietenă, iubita, o colegă de muncă și așa mai departe. E o femeie foarte benefică pentru voi și e o femeie care vă ajută și vă susține și posibil să vă ofere o vizibilitate mai mare în ochii celorlalți. Și ce anume se întâmplă, valetul de monede, posibil să învățați lucruri noi, dragii mei capricorni, sau poate chiar să faceți activități noi pe zona aceasta financiară, da? Să apară activități noi la locul de muncă pentru unii capricorni. Și rezultatul final este 9 de spade, posibil să fie vorba de o mică, mare stare așa de stres, da, pentru unii dintre voi, dar eu cred că este un stres nefondat, da, uitați, e vorba de niște frici de ale voastre, niște frici care pur și simplu e cazul să le lăsați deoparte și să aveți foarte mult curaj în toată această poveste. Posibil să fie vorba de noutăți, da, care vă sperie aici pe voi, pentru unii capricorni, bineînțeles. Și e interesant că, uitați, are legătură și cu un grup de oameni sau cu niște prieteni, cu niște persoane foarte, foarte dragi vouă. Interesant, dragilor, ce să vă zic, sunt energii foarte, foarte bune, aveți două arcane majore, semn că veți simți această energie ceva timp. Da, e ceva benefic aici la voi. Dragii mei vărsători, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația 8 de cupe, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală diavolul. Dragii mei vărsători, pentru voi văd aici că lăsați în urmă niște lucruri, da, niște frici. Poate chiar ați avut parte sau aveți, da, de o reușită aici, da, de o veste care a fost destul de zdruncinătoare sau o veste care a avut legătură cu ceva ce ați construit voi. Și văd aici că totuși, pe de o parte sunteți ținuți într-o activitate anume, pe de altă parte vreți să mergeți mai departe. Bineînțeles, pentru unii poate fi vorba că sunteți foarte, foarte tentați să mergeți pe un anumit drum, să lăsați în spate ceva care nu vă mai împlinește, ceva care nu mai este benefic vouă. Și poate are legătură cu un trio pentru unii dintre voi, pentru alții poate are legătură cu ideea aceasta de uniune, da? Poate are legătură cu ideea aceasta de a vă simți bine, de a petrece, poate un anumit mod prin care vă petreceați timpul. Și ce anume se întâmplă este îndrăgostiții, dragilor, deci o decizie pe care e nevoie să o luați și sunteți foarte tentați să mergeți pe un anumit drum. Acum, dacă sunteți tentați să mergeți pe un anumit drum, tot înainte, dacă e bine, e bine, tot înainte că toate se întâmplă cu un rost. Și hai să vedem totuși ce-i cu acest îndrăgostiții. Da, e o stare așa de meditație aici, parcă nu știți ce să alegeți, ori în stânga, ori în dreapta și e vorba de ceva inovativ în viața voastră care apare, e cartea voastră aici, e steaua totuși, e cartea vărsătorului și îmi spune că e ceva foarte bun pentru voi, e ca și cum analizați exact prioritățile voastre, analizați exact situația în care sunteți și rezultatul final este 10 de spade, un final definitiv aici se anunță la voi, poate are legătură cu aceste dependențe, cu aceste problemuțe, da, pe care le aveți, cu toții avem bubițe din acestea și are legătură și cu ceva care v-a dezamăgit sau poate puneți capăt la ceva în ciuda faptului că vă frânge inima, e ca și cum vreți o decizie neapărat și văd că reușiți să ajungeți la o cumpătare, la un echilibru
din acest punct de vedere. Deci aici aveți două arcane majore, este mult, posibil să simțiți energiile vreo două zile, dar este ceva foarte, foarte tentant iarăși aici pentru voi și cărțile v-ar sfătui să aveți puțină grijă, da, pe toată această poveste și să alegeți cumva cu sufletul, dar cumva cu sufletul curat, da, să lăsați deoparte aceste mici mari tentații pe care le aveți aici sau aceste frici. Dragii mei peștișori, hai să vedem pentru voi ce se întâmplă, ce se arată. Și aveți așa situația 6 de cupe, ce anume se întâmplă, rezultatul final și energia generală, regele de monede. Dragii mei peștișori, aici la voi e foarte interesant că văd o persoană, posibil un suflet pereche, da? E un personaj aici, e un bărbat, nu e neapărat de dragoste, poate fi vorba de un copil, de un prieten, da? Dar în special de un copil sau de o persoană din trecut, o persoană care oricum vă este suflet pereche. Deci un prieten, un coleg de muncă, cineva care este foarte apropiat sufletului vostru sau cunoașteți o persoană nouă, da? Poate la locul de muncă, cine știe, da? Poate pe zona actelor, pentru unii, nu e pentru toată lumea. Și e interesant aici că aveți parte de un bărbat, un bărbat foarte înrădăcinat în propriile convingeri, tradiționalist, un bărbat care ține foarte mult la ideea aceasta de material, un bărbat care este mult mai axat pe ideea aceasta de materialitate și care este mai ușor, mai econom, ca să spun așa. Hai să mai vedem pentru acest 6 de cupe. Da, și aveți diavolul aici, deci poate e o legătură din aceasta ușor toxică iarăși pentru unii dintre voi și mai văd aici o inovație care are loc în viața voastră. Hai să vedem ce anume se întâmplă, 10 de spade, văd și la voi un final, deci ceva totuși se termină, poate fi vorba de o relație care a fost cam toxică și acum în sfârșit se termină. De asemenea, poate e un final care are legătură cu totul altceva. Ideea este că văd că aflați de un final sau luați voi o decizie să terminați ceva anume. Ceva care are legătură cu o petrecere sau cu o stare din aceasta de a vă simți bine, iarăși, pentru alții dintre voi. Și rezultatul final este soarele, dragii mei peștișori. Deci discutăm aici despre faptul că răsare soarele pe strada voastră, da? Poate discutăm de faptul că ajungeți la o vizibilitate publică mai mare pentru unii dintre voi, pentru alții chiar putem să discutăm de această idee că aveți parte de un succes, da? Ceva parcă se termină, poate e ceva toxic la mijloc, ia să vedem ce e cu acest succes. Asul de spade, e o veste bună pe care o primiți, e o veste poate are legătură cu zona actelor sau cu zona aceasta a intelectului, dar e o decizie sau o veste foarte bună. Bineînțeles, vine la pachet și cu niște activități noi pe care le faceți în egală măsură și sunt cu foarte, foarte, foarte mult entuziasm. Acum poate ceva se termină în viața unui copil, ceva se termină, nu știu, încheie un ciclu de studii, da, încheie ceva, face ceva și atunci posibil din acest motiv să simțiți așa ca ceva eliberator sau se încheie un proiect, se încheie ceva anume și e ceva eliberator pentru voi și uitați că ieșiți foarte bine din toată această poveste. Aveți o arcană majoră, deci nu sunt energii foarte, foarte puternice. Posibil să simțiți așa o zi, două maxim. Dragilor, noi vă mulțumim frumos pentru o vizionare. Pisica vă pupă, vă iubește. A venit și motanul, da, ca să fie treaba. Și nu uitați să fiți imuni la opiniile celorlalți, pentru că fiecare are realitatea sa. În regulă, dragilor, noi vă pupăcim, vă iubim, vă mulțumim frumos pentru vizionare și să ne revedem cu bine și la alte filmări.